Canicula lovește din nou județul Timiș. Meteorologii anunță un nou val de temperaturi sahariene pentru ziua de joi fiind emisă o avertizare de cod galben. Este vizată jumătate de țară, dar și capitala. Temperaturile pot ajunge chiar și la 36 de grade. Valul de aer cald se va intensifica vineri, iar numărul județelor afectate va crește. Conform ANM, joi în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei va fi caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură umezeală local va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi în general între 35 și 36 de grade, a transmis ANM. Este cod galben în județele Argeș, Brăila, Buzău, Călăraș, Cara Severin, Dânbovița, Constanța, Gorj, Dolj, Giurgiu, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinț, Olt, Prahova, Tulcea, Timiș, Teleorman, Vâlcea, Vrancea și în municipiul București. Vineri 2 august anunța ANM ca Nicula și disconfortul termic se vor intensifica.